Salutare de la prieteni, bine m-am pregăsit la trading de la zero. Când începe bull marketul ăsta odată? <l> Hai să vedem ce se întâmplă. Uite, Sensei ne spune aici că bull run has started today. Mă rog, postare de alaltă ieri. <l> Dar se pare că suntem deja în bull run. După cum au fost făcute niște calcule aici, cred că bine n-am stat să verific 100%. Pare că de când Bitcoin a pus un top, au trecut 800 de zile până a început următorul bull run. Aproximativ, da? Acum suntem se pare că în acel punct în care au trecut 800 de zile de la ultimul ATH. Așa că de la ultimul time high, adică, deci se pare că ar urma un bull run fantastic chiar de ieri, de azi. Bun până una alta, hai să vedem ce se întâmplă puțin macro, astăzi așteptăm și cpi da? deci inflația în SUA, dacă este așteptat să fie 3%, dacă va fi peste 3%, probabil că vom vedea niște scăderi în piețe, dacă, se va, dacă va fi 3% fix, posibil să rămânem cam în același range, oricum este o zi cu volatilitate de obicei, aceea în care se anunță noi date despre economie. Dacă se anunță însă sub, s-ar putea să vedem un pump emoțional uh, foarte rapid. După cum vedem aici, indicele VIX de volatilitate a scăzut constant după ce a fost acest spike uluitor pe 5 august, atunci când a fost creșul acela fabulos pe toate piețele, inclusiv dar a ajuns până la 65, da? Asta uite aici, 65 a fost maxim, bineînțeles a scăzut imediat înapoi. Dar acum suntem la aproape de zona, de fapt deja a intrat în zona verde, da, considerată de mine, adică zona safe între 10 și 20 aici, am mai rău un spot Deci să zicem că am putea să ne așteptăm la oarecare pampuri. S&P-ul uh, încă se menține bine, chiar dacă a avut această corecție, acum pare că încearcă din nou să recâștige chiar și MA20, adică un, o medie mobilă rapidă, da. Uh, a testat aici mei 200 pe 5 august atunci când a fost acea prăbușire da? după care a mai avut două zile de volatilitate mare de sus și jos aici, dar a revenit cu un bullish engulfing candle pe 8 august are câștigat 100 moving average a luat-o ca suport și acum încearcă să reia ca suport 50 moving average da? și să nu vorbesc prostii 50, da, am zis 20 înainte, nu, deci 50 este asta, 50, 100 și 200, da, deci 200 moving average la 5100 de puncte, 100 moving average la 5300, iar 50 este la 5400, vedeți culorile aici cu MOV, da, se vede 5412, asta este suportul, da, ok, deci dacă va încerca să meargă mai sus și să ia această linie ca și suport, putem vedea eventual o încercare de a re-atinge all-time high-ul de 5.680 și ceva. Bun, DXY-ul, puterea dolarului, este în scădere. Vedem aici că față de acum, nu știu, două săptămâni aproximativ, ia să vedem cât au trecut, nu mai mult, 7 5 săptămâni, și jumate, da? A scăzut deja cu 3,5%. Aici suntem pe daily. Deci, fiecare lumânare reprezintă o zi. Dacă va sparge acest trend ascendent care a început în iulie 2023, da? dacă vom vedea niște lumânări închise pe daily mai sănătoase, da? Așa, putem să avem speranțe că și piața cripto, piețele de risc vor. Avea niște pampuri mai serioase, dar aici este o zonă super importantă, la 100. Dacă sparge și această linie de 100, nu știu, în 2-3 săptămâni, și se ducă spre 97, deja suntem foarte bine, adică pampul va fi mai mult decât evident. Bun. așa, să mergem, să mergem la monedele noastre și o să intrăm aici pe, pe Binance pentru că aici, în general, mă uit pe monedele pe care le urmăresc. Bine, sunt și, sunt și aici câteva pe TradingView. View. să vedem ADA. Așa, ADA Cardano. Vedem aici că a încercat în iulie să atingă, dar nu a reușit să treacă de rezistența mare de a mediei mobile de 200 de perioade. Acum am mai încercat de câteva ori să treacă și peste 50, nu a reușit. Această linie de trend descendentă momentan a fost spartă și pare aici că vrea să o ia ca suport. Da, vedem aici aceste lumânări care se sprijină pe exact pe fosta linie de trend descendentă. Avem însă nevoie de o confirmare, da? de o încercare de a urca din nou prețul spre zona de 0.4$ unde avem aici o, o primă rezistență importantă. Bineînțeles, mai întâi trebuie să treacă de ema uh, uh, 50, da? Care se află momentan la 0.4 Nu, la 0.38 arată acolo sus, undeva aici dacă vă uitați aici, când iau mouse-ul arată 0.38 asta, iar EMA uh, 200 se află, după cum vedeți, la 0.444 Deci, uh, momentan să zicem că acest trend descendent a fost part. deși a revenit în acea zi fatidică de 5 august sub trend și chiar a, a fost la un, la un preț incredibil de 0.34, da? acum este, deja a bombat destul de bine, suntem la 0.34, cât a fost aici? Nu, a fost 0.31. Ok, acum suntem la 0.34 și sperăm că vom încerca să testăm din nou această rezistență de la 0.4. Mergem mai departe, Aevo. Aevo a pus un nou bottom, un nou all-time low. Știu că am mutat linia asta. Iată, acum ar trebui să o pun aici, pentru că el pe 5 august a făcut un nou all time low, s-a dus mult mai jos decât data de trecută care era aici. Și anume a ajuns la un 0,26 0269. Da? Dacă ne uităm la prețul de lansare a monedei, acesta a fost la 1 dolar din câte știu. Da? Deci, practic, față de prețul de lansare, uh, moneda a avut un minus 70%. Așadar, nu a performat extraordinar până acum Evo, însă, însă, pare că aici, în zona asta, între 0.2 și 0.6, începe să se formeze o consolidare, ceea ce ne poate duce o gândul că la un moment dat va avea, va avea loc și o urcare, da? Deja trendul acesta a fost spart, da? Am văzut aici o mică urcare, apoi o revenire. Dar acum suntem într-o mișcare laterală, începută cam din iunie, deci o lună jumate, aproape două. Deci putem vedea aici un bottom, deja putem să zicem că a fost aproape un double bottom și aș fi ușor ponderat bullish pe AEVO, pe perioada medie, asta însemnând, nu știu, o lună de zile aproximativ. Arbitrum, de asemenea, în ziua fatidică de 5 august a pus și el un nou all-time low, era înainte la 0.5, acum este la 0.42 sau 0.43, aici a fost ziua, 0.428. Da? Deci am marcat această linie neagră, noul all-time low și după cum am calculat, sper să fi calculat bine, ia să vedem. Da. Deci doar până la prima linie, de suport de aici, care acum este rezistență, avem 75%. Dacă ar ajunge până la 1$, dolar, am putea avea pur și simplu un 2,3x, să zicem, într-o lună, lună și ceva, dacă reușește să treacă de această linie de downtrend și să recâștige zona de la 0,75. Dar deocamdată este încă bearish. BNB-ul, moneda care în general s-a ținut fabulos. A avut și ea parte de o scădere un week foarte agresiv până la 400 de dolari. Vedem aici, da, pe data de 5 august, dar și-a revenit imediat, acum este la 526, de deci iată, din punctul ăsta de minim de aici, din 5 august, a făcut un 32%, 33% așadar și-a revenit instant și-a recâștigat EMA 200, ceea ce este foarte bullish da? chiar dacă momentan am putea să uh, trasăm o linie de downtrend cam așa, da? poate așa mai extins sau așa mai strâns să zicem, aproximativ deci încă să zicem că este o ușor bearish, totuși uh, este peste EMA 200, se apropie de EMA 50 care este la 548, nu mai are mult, doar 20 de dolari până acolo. Așadar putem să vedem foarte repede spargerea liniei de downtrend, recâștigarea zonei de la 560 eventual o reîncercare spre 650. Uh, all time high-ul, cred că ar trebui să-l mut aici, <laughs> aici este la 720. Deci chiar și acum BNB-ul până la all time high mai are un 30, doar 35% de câștigat ca să ajungă din nou la all-time high. Moneda se ține foarte bine. Bineînțeles, nu putem să uh, omitem Bitcoin. Foarte Fă, Făcusem aici impuls, corecție, impuls, corecție, impuls, corecție, da, adică practic ăsta e impulsul de coborâre, corecția este în sus de data asta pentru că suntem în downtrend și spuneam eu aici ceea ce nu vrem să vedem la BTC, adică să ajungă din nou în zona asta de 50, 50, în jur de 50.000 de dolari, făcând un nou low. Exact, asta s-a întâmplat. S-a întâmplat chiar mai repede decât am preconizat. Și iată, acum putem să desenăm din nou impuls, corecție, impuls, corecție. Da? De fapt, am zis prost: impuls, corecție, da? Impuls, corecție. Impuls corecție, impuls și acum suntem pe o corecție. Deci, joaca mare se va întâmpla aici, undeva în jur de 70.000 de dolari. Și această linie de trend, odată spartă în sus cu volum și cu retestare, iasă de mi se pare că aici am pus eu, da. Deci am marcat faptul că avem din nou lower low, lower low, lower low și aici avem lower high, Lower high, lower high, lower high. Deci din ce în ce uh, avem minime și maxime în scădere. Conform analizei tehnice, dacă avem minime și maxime în scădere, suntem în downtrend. Deci suntem într-un trend bearish, da? într-un trend, într trend pe termen mediu bearish pe Bitcoin. Însă, vedem, am făcut aici un mic calcul și am văzut că în medie Bitcoin a retestat, a încercat să treacă de linia de trend undeva în 21 de zile și am estimat eu că în jur de 26 august e foarte posibil să vedem o reîncercare de recâștigare a acestei zone de la 70.000. Să vedem dacă acest lucru se va întâmpla sau nu. Această linie pur și simplu am dat copy paste de aici din încercările anterioare și momentan văd că e aproape perfect, da? adică ea să a încep lumânările să se sprijine aici. Dacă vom încerca puțin mai sus, vom mai, vom lichida și din pozițiile de short care au fost deschise aici în zona asta de 50 de evident că lumea a zis că gata ne ducem la 45 și s-au deschis multe poziții short care au uh, lichidarea undeva în jur de 65 probabil de mii în zona asta, deci dacă ne vom duce mai sus, cu siguranță că vor fi lichidate, nu știu, miliarde de dolari, ceva, poziții de short așadar, este tot interesul market makerilor să ducă prețul încolo. Evident că se poate întâmpla și invers, se poate să lichideze pozițiile de long, de long, care au fost deschise când, a, când lumea a văzut că această uriașă lumânare bullish în fiind aici, de pe 8 august, când și-a revenit prețul deasupra EMEI 200. A, ah, bun, ne revenim imediat, asta a fost un fake out, nu știu ce, nu mai contează, deschidem longuri și dacă va ajunge din nou prețul aici în zona de 49 de mii, se vor lichida o grămadă de longuri. <laughs> Ce să vezi? Piața nu este manipulată. Sau este? Ok. Deci, pe termen de, nu știu, o săptămână, două, eu sunt destul de bullish pe Bitcoin în sensul că această corecție a prețului ar putea să încerce să revină aici în zona de 68, 69.000, da, să încerce încă o dată pentru a 5a una, 1 2 3 4. Deci de patru a încercat să depășească această linie de trend descendent, nu a reușit. Aceasta ar fi a 5 -a încercare. Estimarea mea este undeva între 20 și, nu știu, 2 și 29 august, da? cu o medie la 25. Să vedem ce, ce se va întâmpla e gold? Nu. Polkadot. Încă este sub linia de trend, încă este aproape de minima această linie de suport de la 4,2 pe data de 5 a scăzut chiar până la 3,59. Cine a acumulat Polkadot la 3,59 deja are un profit interesant. Ia să vedem. 3,59, cam aici. Și a crescut cu 37%. Bine, acum mai puțin, mai la 28%, dar oricum, într-o săptămână, 30%, eu zic că nu-i deloc rău. Dar încă este beriș, până nu-ți spage de trend și încearcă să se ducă încoace spre, uh, spre 6,9%, nu pot considera că uh, s-a schimbat trendul, s-a inversat trendul. Bun, mergem mai departe. E-Gold, e gold, e -gold ca toate monedele a avut și el un week care a format un nou all time low vedem aici că această linie rămăsese de la fost all time low deci noul all time low a fost la 21 de dolari și 77 dacă vă vine să credeți 21.77 așadar vedem și la e o revenire instant într-o singură zi a avut această codiță și a revenit Acum se tranzacționează în acest cluster de lichiditate de aici, de la între 27 și 29. Dacă va reuși să treacă de el, va testa din nou. Da? Deci corecția asta, asta, asta a fost impulsul de coborâre și ar trebui să urmeze o corecție și să încerce să, să depășească această linie de trend și să, să intre în această mega zonă de suport de, la 30, de rezistență pardon, de la 37, în jur de 37, între 36 și 38 de fapt. Da? Dacă reușim să trecem și de aia, înseamnă că probabil că vom fi uh, trecut și de ema 200 și vom considera în sfârșit că e posibil să se inverseze trendul acesta uh, bearish și pe iGold. Uh, Așadar, încă suntem într o zonă foarte bearish pe uh, pe iGold. Dead cross-ul început în aprilie din păcate îș, își face efectele încă, sănătos Putem vedea, evident, încă o joacă aici, în zona asta, putem vedea încă o retestare, poate și mai jos, da, spre 23, da zona de aici, să zicem 25, poate, nu chiar 23, 25, cu o codiță, poate, mai jos, și apoi să încercăm din nou spre 33, 34 și, eventual, o spargere către 38. Ethereum, la fel, într-un rebound, da? A scăzut în acea, căde în acea zi, până la 2111 dolari, da? deci aproape de zona portocalie de pericol și a revenit și el imediat, dar și Ethereum este, după cum se vede, cu ochiul liber, dar într-un trend accelerat de coborâre, cu cât este mai agresivă această linie unghiul, da? cu atât e posibil să fie spart mai rapid și să revină la această linie mai lină, să spunem așa, de coborâre și eventual la aceasta, care este ultima linie de rezistență. Deci avem această panta trendului, care s-a schimbat într asta mai agresivă, care s-a schimbat în asta și mai agresivă. Da? Deci e foarte posibil ca în curând să vedem această primă linie spartă, da? apoi încercare de a recâștiga IMA 200, a doua linie spartă și eventual după aia să încerce din nou spre testarea acelei de a treia și ultima, ultime linii de downtrend. Fet, fet, uh, a ajuns în zona de 0.7, da? chiar cu o coborâre la 0.702, da? 0.702, deci foarte, foarte jos în ziua de 5 august, se află mult sub IMEI 200, mult sub IMEI 50, încă se zbate aici, între 0.7 și 0.9, încă este foarte beriș, după cum vedem, asta e linia macro, uh, aceasta linie linia albă, da? aceasta e linia macro de downtrend, dar mai putem trăsa o linie mai accelerată, să zicem așa, care să zicem că a fost poartă poate aici și acum suntem deasupra ei, sau dacă o luăm puțin mai larg, cam așa ar fi, da? Deci această linie ar fi un pic mai agresivă, da? O, o panta trendului, da? Mai întâi trebuie să o spargă pasta, asta, să recâștige MA50, apoi să retesteze undeva în jur de 1.4, dacă am pe aici așa, 1.3, 1.4, să retesteze această linie de trend mare, da, înainte să putem vorbi de o uh, schimbare a trendului și, evident, să depășească fostul maxim, care este la 1.55. Optimism, aceea situație a scăzut foarte, foarte mult până la 1 uh, dolar, deci până la 1 dolar, da, din momentul în care am văzut și 4,7, da, în all-time high-ul din martie. Deci, scădere foarte mare și pe optimism. Însă, această pantă vedem că nu s-a accentuat, deci el este cumva păstrat, uh, această, acest impuls, corecție, impuls, corecție, impuls și acum suntem într-o corecție. Să sperăm că de data aceasta uh, vedem că este mult mai... Uh, mult mai aproape de linia de trend, deci nu a căzut atât de mult în jos. Așadar, sper să vedem o spargere a liniei de trend și o testare, o încercare a zonei de la 2 dolari în următoarele 2-3 săptămâni. Pepe este într-un downtrend, se zbate aici la să recâștige EMA 200, vedem ce luptă, bade de sub, bade deasupra, bade de sub, bade deasupra, această linie de uptrend a fost spartă aici, destul de agresiv și încă nu a fost recucerită, deci putem vorbi despre un downtrend și PPP, da? cu uh, un impuls așa, o mică corecție aici, iarăși un impuls și mai mare, o corecție da? mai mare, acum un impuls și mai agresiv și să vedem dacă va reuși să revină aici, da? în zona aceasta, să retesteze linia de trend, să recâștige EMA 200 și eventual să retreacă sub această linie de uptrend, adică să treacă peste linia, fosta linie de uptrend. RLC-ul se vede cu ochiul liber, aproape de minime, acesta este all-time low-ul, nu s-a dus însă chiar de departe, dar față de all-time high, are o scădere de 70%. Așadar, este o zonă bună de bai, este sub uh, mediile mobile importante, sub linia de trend, uh, aceea structură cu impuls, corecție, impuls, corecție, impuls, corecție, impuls, mai mare, corecție, acum iarăși a fost un impuls și acum încearcă să fie o mișcare corectivă, da? care să re retesteze poate zona de la 2 dolari în următoarele 2-3 săptămâni. Sei. Sei, vedem că și-a revenit rapid după cădere. A avut aici o serie neagră de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vreo 11 zile la rând în care a scăzut. Evident că acum are un rebound tehnic. Încearcă să revină la uh, să treacă de m 50 da, la 0.33 și să revină deasupra acestei linii de trend uh, bearish încă este însă departe de ea adică destul de departe de ea și doar la o trecere peste și la o testare a zonei de suport de la 0.4 putem vorbi de o întoarcere a trendului pe SEI, dar și-a revenit destul de bine și SEI. Să vedem și Solana. Solana uh, este într-o zonă de consolidare aici, deși asta am putea să o ștergem și să ne uităm la grafica așa și să putem să spunem că a fost un impuls o corecție, impuls, o corecție mai mică impuls mai mare, corecție mai mare impuls, corecție, impuls, corecție și acum suntem într-un început de nou impuls chiar dacă suntem ușor sub linia de trend suntem totuși peste 1.200, arată ca suport aici a avut și solana evident căderea aceea pe 5 august până la 113 dolari dar acum este din nou aproape de linia verde, de prima linie verde dar asta înseamnă în zona bună, da? rarefiată, a zonelor înalte de preț, adică 150 aproape. Bun, deci am putea vedea o încercare de a merge din nou mai sus spre 180, și de ce nu spre zona de 200, dar asta e vorba de undeva în decurs de vreo lună, cred, nu atât de repede. Dintre toate monedele mai mici, Sui a avut o evoluție absolut fabuloasă în ultimele zile. Se poate vedea cu ochiul liber aici ce s-a întâmplat și din rsi ăsta s-a efectiv a zburat aici de la un overbot la 23 până aproape de oversold. Da? P pardon, de la un oversold până aproape de overbot, până aproape de 70. Da? Ia să vedem. Deci se a coborât uh, vreo 9 zile la rând. Da? Ia, hai că asta o fac puțin mai mare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zile la rând, da? Deci a coborât foarte, foarte mult. Ia să vedem. Cam 40%, dar din punctul ăsta de aici, de minim, da, punem aici uh, începutul, da? A avut o, o recuperare fabuloasă până la... Ia să vedem cât ne arată. 139%. Deci a făcut un 2,4X într-o săptămână. Acum am mai scăzut puțin, însă tot este fabulos. Da? De la minimul ăsta, de aici până unde suntem acum, tot este un 2X. Deci încă suntem la un 2X cu SUI. SUI a câștigat EMA50, a spart fosta linie de trend, dau de, de downtrend, și acum a încercat să recâștige EMA 200, însă fără succes din păcate, dar încă uh, se află în zona bună, da? adică într-o zonă portocalie, da? aproape de zona galbenă, ceea ce înseamnă că uh, este într-un într mod de recuperare, de recovery foarte, foarte bun. Nu știu ce s-a întâmplat exact, n-am urmărit exact, am văzut doar că a avut niște pampuri super agresive sui și m-am mirat acest lucru. Uh, și în fine să vedem și Celestia, și Celestea este acum fix aici, la rezistență. Vedem că se zbate exact într-un punct, într-o confluență. Da? Aici s-a întâlnit linia de, de trend descendent cu IMA50. Da? Și exact aici se duce acum lupta, în zona de 6 dolari. Să sperăm că va reuși să închidă peste, să recâștige IMA50 și să încerce să atace prima zonă de rezistență de la 7.7 aproximativ 7.6. Și apoi, evident, zona de EMA 200 de la 9 dolari. Dar pare că a făcut un double bottom aici și că acum este pe un ușor trend ascendent. Ok, cam aceasta a fost analiza pentru astăzi, dragi prieteni. Uh, următorul meu clip îl voi filma probabil deja în septembrie, probabil pe 2, uh, întrucât voi pleca puțin într-o mică excursie. Așadar, până data viitoare, sper să avem parte de Pampuri cât mai agresive, să, să nu uitați să marcați profitul, dacă, dacă aveți creștere de cel puțin 2x, luați-vă un pic de profit acolo că nu strică. Toate cele bune! La revedere!